Bună! Am cumpărat astăzi această cutie pentru cultivarea ciupercilor șampignon și sunt curioasă dacă voi reuși să le cresc în apartament. Să le desfac acum. Aici avem instrucțiunile. Și aici spune că cutia conține un săculeț de turbă, un săculeț de compost și o instrucțiune pentru cultivarea asta. Din ambalaj se scoate săculețul de turbă, iar săculețul de compost se desface, rămânând în cutie cu folia rulată pe cutie. Să facem asta. Asta e săculețul de turbă. Iar aici este compostul. Așa, deci acum trebuie să pun turba deasupra. Cu turba mărunțită se acoperă compostul cu o grosime de 2-3 cm, după care cu un pulverizator se umezește stratul de acoperire. După circa 15-25 de zile de la acoperire apar primele ciuperci. Ok, deci mărunțim turba. Cred că este suficient deja. Așa. Important, se interzice compactarea pământului de acoperire pentru a permite pătrunderea aerului în sol. Ok, nu am făcut asta. Iar acum se acoperă ermetic cutia cu folia anterior rulată și se depozitează la o temperatură de 19-24 de grade, evitând sursele de căldură, calorifer, sobe, etc. Miceliul alb împânzește pământul în 12-25 de zile, iar în această perioadă cutia nu necesită udare pentru că nivelul de umiditate rămâne potrivit sub folie. Ok, să facem și asta.
Cred că ajunge. Se îndepărtează folia când ciupercile ating mărimea unui bob de mazăre și se așează cutia într-un loc umed, umbrit sau întunecos, beci, puț, cămară, la o temperatură de 14-20 de grade. Este interzis expunerea cutiei la acțiunea directă a razelor solare. Eu o să le pun în balcon, deci temperatura nu știu dacă o să fie chiar potrivită, s-ar putea să urce mai peste 20 de grade, dar o să vedem. După îndepărtarea foliei, pământul trebuie menținut permanent umed, avându-se grijă ca umiditatea exagerată compactează stratul de cultură, iar ciupercile se asfixiază din cauza lipsei de oxigen. Ciupercile se moaie și se brunifică. Se evită stagnarea apei în sacul de compost. La nevoie se perforează folia pentru drenarea apei. De asemenea, se evită uscarea substratului pentru duce la moartea ciupercilor. Ok. Iar ciupercile se vor recolta la dimensiunea dorită. Recoltarea se produce în valuri cu o pauză de 7-20 de zile între recolte. Cantitatea maximă recoltată poate atinge 30% din greutatea compostului. După aproximativ 16 săptămâni, cultura se epuizează, iar compostul se folosește ca îngrășământ natural. Ok, deci o să le duc de acum în balcon și o să le scot în câteva zile. Ok. O să vă țin la curent cu dezvoltarea lor și pentru asta dați subscribe ca să vedeți. Au trecut 3 săptămâni și 3 zile de când am plantat ciupercile și s-au făcut destul de multe. Și azi mă gândeam să le recoltez. Să începem operațiunea. Nu trebuie lăsate deloc resturi din ciuperci pentru că se vor forma în țară. Și prima ciupercuță e gata. Să le tai și... prinde la loc. Bun.
Nu să le las pe astea două să mai crească. Și pe restul le voi stropi cu apă. Și o să pun din nou la balcon, la rece, pentru ca să se poată dezvolta și cele mici. Aici sunt ciupercile și o să le curăț. Astea sunt toate. A ieșit, nu știu, cred că jumătate de kilogram de ciupercuțe. Și cred că merită acest kit cumpărat.